Curând și cel mai așteptat subiect de către dumneavoastră este punerea în funcțiune a aparatului real-time PCR. Acesta a devenit funcțional de 2 zile. Se lucrează probe pentru depistarea noului coronavirus, SARS-CoV-2. Acest aparat a fost montat în laboratorul BK, care deservește secția TBC și care a fost mutat în cadrul pavilionului extern, unde funcționau secțiile de oftalmologie, ORL și dermatologie. Țin să vă spun de la început că acest aparat real-time PCR de care vorbim a fost achiziționat prin fonduri europene alocate de către Consiliul Județean Vrancea. Acesta a costat circa 124.000 de euro, undeva la 335.000 de lei. Aparatura a ajuns la Spitalul Județean în luna mai. De atunci am făcut numeroase eforturi pentru a monta acest aparat, pentru a putea lucra teste pentru persoanele suspecte și cele confirmate cu COVID-19. A fost un schimb de adrese cu mai multe instituții, cu Consiliul Județean Vrancea, DSP și Ministerul Sănătății. Toate cu un singur scop, acela de a obține cât mai repede toate avizele și autorizațiile necesare pentru punerea lui în funcțiune.